suntem reprezentanții dumneavoastră în relația cu Primăria Timișoara și nu numai, cu toate autoritățile locale ale acestui oraș. Sunt convins că problemele sunt destul de mari, dar, bineînțeles, nici rezolvarea lor nu poate să fie mai ușoară dacă nu suntem constituiți într-un grup organizat. Primăria a dat această ocazie și noi, în acest cartier, figurăm al 18-lea Consiliu de Cartier al Timișoarei. Suntem înființați în 2008 și cred că de la o ediție la alta, anul trecut, acest parc avea o altă față. Acum observați că are o altă față și cred că la anul, dacă într-adevăr vom găsi că acest loc este într-adevăr, să zic, devine o tradiție, să se desfășoare o serbare câmpănească, o vom face. Suntem în parteneriate cu orașe din străinătate. Deci noi, ca și cartier fabric, avem proiecte de colaborare și veți regăsi pe copiii noastre în aceste proiecte, în colaborare cu orașul Mulhouse, cu Rille-de-Malmaison din Franța și mai recent cu orașul Torino, mai precis Consiliul Regional Piemonte, zona Torino. Eu nu vreau să vă mai rețin, faptele în urma noastră doresc să vorbească. Ca o surpriză pentru dumneavoastră, în mod oficial pot să declar în premieră că începând cu anul școlar 2010-2011, în corpul B, la demisol al Liceului Shakespeare, Consiliul de Cartier Fabric va deschide birou de lucru. Noi îl considerăm un birou de consiliere cetățeni și o să vedeți cei care ne veți călca pragul că vom ajuta ca să vă rezolvăm mai repede problemele. Sunt convins că multe probleme noastre nu știți unde să vă adresați să vi se rezolve. Eu vă mulțumesc și în continuare vă doresc distracție plăcută. Deci mă numesc domnul Stoan Sorin, sunt șeful Comisiei de Mediu pe cartierul Fabric. După cum știți, anul trecut v-am promis că cartierul Fabric va avea un site. Site-ul www.cccf.info este site-ul cartierul Fabric, unde vă puteți adresa la rubrica sesizări cu problemele care le aveți dumneavoastră. Aveți numere de telefon, adrese de mail a mele și domnul președinte. Vă doresc în continuare o seară plăcută. Sper că cele două zile reușim să le facem destul de frumoase. Încă o dată vă mulțumesc din suflet, vă doresc o seară plăcută și toate cele bune.
Să-i cum iubesc, la-i-la-i-la-i-la, greu ce-i potăresc.